Haideți să ne ridicăm în picioare, ridicați în picioare cu toții, să vă dezmorțiți puțin unul de alta și în timpul puțin care a mai rămas vom încerca să intrăm în atmosfera sărbătorii de flori. Voi da citire de la pasajul care se găsește scris în Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând versetul 29 în jos. Îl citesc pentru dumneavoastră că știu că mulți nu l-au citit. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce îl dezlegați? Să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele în drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre ogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei, din orod, au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el le-a răspuns: vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de tine. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe noroade în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Vă rog, ocupați locurile. N-aș vrea să zic până aici cuvântul Domnului, pentru că aș vrea să fie cuvântul Domnului și în continuare. Adică în tot ceea ce facem să fie cuvântul Domnului. Timpul este scurt și așa că voi încerca, și dorința mea este nu doar să vă transmit o informație. Nu aș vrea ca dumneavoastră venind aici să căpătați o informație și să plecați cu ea acasă. Ci aș vrea ceva mai mult. Aș vrea ca în această dimineață prezența dumneavoastră aici să se transpună în acele momente, acele evenimente care s-au derulat în urmă cu aproape 2000 de ani, și trăind acele evenimente, să avem posibilitatea să alegem cum plecăm din locul acesta. Vedeți, evangheliștii sinoptici toți scriu derularea acestui eveniment. Și mai ales Matei are grijă să introducă pe om, pe cititor, în miezul evenimentelor, să-l facă să înțeleagă. Pentru că noi, la textul citit, am putea să rămânem cu diferite semne de întrebare, să înțelegem o parte din el sau să nu înțelegem. De exemplu, dacă luăm de ce a fost nevoie să trimită Domnul după măgăruș, ce înseamnă un măgăruș pentru noi, ce înseamnă măgarul, și probabil că fiecare dintre noi l-am asocia. Garul, un animal de corvoadă, de povară, îl folosesc ciobanii. Când merg cu oile, îl încarcă bine să ducă toate bagajele. Nu? Cam aceasta este imaginea noastră a românilor. Când vine vorba despre animalul măgar, da? Ce poți să-ți închipui altceva? Ei,
În schimb, dacă privim la evrei, când spuneai măgar, măgăruș, deja lucrurile se schimbă. Și aș vrea un pic să trecem, să facem o recapitulare, să vedem, să înțelegem istoria acestui popor și înțelegând istoria acestui popor să înțelegem exact esența lucrurilor. Pentru că Domnul Hristos în ziua aceasta, într-o zi ca și aceasta, și-a făcut intrarea în Ierusalim. Dacă vom merge pe paginile Sfintelor Scripturii, începând de la Cartea Genesa, din capitolul 3, este acolo o relatare în care Dumnezeu pune și arată o profeție despre Cel care avea să vină. În momentul în care omul a păcătuit, Dumnezeu dă o sentință și omului, dar dă o sentință și șarpelui. Și spune Dumnezeu acolo, vrăjmășie voi pune între tine și sămânța femeii. Lucrul acesta arăta planul pe care Dumnezeu îl avea încă de atunci. Dumnezeu întocmise un plan prin care avea să nimicească puterea vrăjmașului, puterea șarpelui. Și face cunoscut planul acesta. Derulând istoria, mergem în perioada în care ajunge Iacov să binecuvinteze pe copiii lui Iosif și în Genesa 49, venind cu fiecare binecuvântare pe care Iacov se roagă pentru copiii lui Iosif, ajunge la Iuda și ascultați ce spune. În 49, Genesa 49, versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Și ascultați puțin mai departe. Și de el vor asculta popoarele. Și versetul 11. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Iată că apare deja măgarul. Este momentul în care intră pe scenă acest animal, dar este însoțit de o lucrare profetică. Dumnezeu profețește lucrul acesta și pune măgarul alături de viță. Israelul reprezenta vița, Israelul reprezenta acea sămânță bună, roditoare. Pe coloanele templului era o viță de vie plină cu struguri, roditori, imaginea care era făcută, arătând că Israelul este o viță roditoare și așa ar fi trebuit să fie. Și Dumnezeu arată lucrul acesta și introduce în această ecuație, introduce acest animal. El va fi alături de viță. Mai mult decât atâta, dacă venim și vedem în Exod, lucrurile se derulează, Dumnezeu aude strigătul poporului care după 400 de ani de robie, dacă la început când Iosif trăia, când Iacov a mers împreună cu frații lui acolo și știți că au dus-o destul de bine în zona în care au fost așezați, dar Iosif a trecut, vremurile s-au schimbat, au venit alți faraoni la putere și poporul acesta care a fost liber în Egipt, fiind privilegiat, dintr-o dată ajunge să fie rob și timp de 400 de ani a stat în robie în Egipt. După 400 de ani, Dumnezeu spune că ți-am auzit strigătele. Deci când a ajuns cuțitul la os, probabil că este și vina poporului. N-aș putea spune că Dumnezeu a fost insensibil. Dar în toți acești ani, au fost ani și ani de belșug, au fost ani în care poporul a dus-o foarte bine, poporul s-a depărtat de Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu îi trasase și ceea ce îi spusese prin Avram. Deci tot ce a fost transmis din viu grai, s-a diluat, au început să amestece cu oamenii, cu neamurile, să adere la credința lor, la modul lor de închinare. Și lucrul acesta a devenit o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, Dumnezeu a lăsat necazul în viața acestui popor. Și relatarea Bibliei istorică ne arată că, la un moment dat, poporul a ajuns la o extremă, o stare extremă. Adică avem noi o vorbă când spune când ajunge cuțitul la os. Când ajunge cuțitul la os? Când nu mai ai nicio alternativă, când nu mai poți, când, bă, acum explodezi. Adică trebuie să faci ceva. Nu mai poți să stai în starea aia.
Ei, cam în starea asta a ajuns poporul. Și în acel moment, când cuțitul a ajuns la os, au început să strige către Dumnezeu. Și Dumnezeu din ceruri, care este statornic în promisiunile Lui, spune că s-a uitat cu milă spre poporul acesta și a hotărât izbăvirea lui. Și pentru izbăvirea lui, Dumnezeu îl ia pe Moise. Și în Exod 10:3 ne arată alegerea lui Moise. Știți imaginea cu rugul aprins? Știți când Dumnezeu îl atrage prin acea curiozitate care este în fiecare dintre noi? Pentru că în fiecare dintre noi există acel simțământ al curiozității. Oare ce e acolo? Oare cum e acolo? Câteodată e bun, dar câteodată nu e bun. Doamne, ajută-ne să putem face distinție și curiozitatea să fie sub stăpânirea noastră, nu ea să ne stăpânească pe noi. Și spune că Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, nu numai că îi se descoperă, dar îi și spune, eu sunt cel ce sunt. Tu te duci în numele meu, tu vei fi reprezentantul meu. Și bineînțeles că Moise mai stă un pic pe gânduri, se gândește ce să facă, se întoarce acasă, merge la socrul lui și îi spune, lasă-mă să mă duc. Și în final, Moise își ia familia, o încalecă pe măgari și pleacă în Egipt. Deci apare din nou măgarul pe scenă. De data aceasta apare sub altă formă. Izbăvitorul poporului vine în Egipt, călare, măgar. Deja începe să prindă o nuanță. Mergând mai departe, sunt diferite imagini care ne arată modul în care Dumnezeu folosește lucrul acesta. Și vedem când David alege să-l lase pe Solomon ca urmaș al său, vine și dă instrucțiunile clare celor din jur, cum să facă, cum să procedeze, să leie pe Solomon, să-l pună pe catârul lui și așa să meargă, să lungă ca împărat și să spună, el este împăratul lui Israel. Bineînțeles, sunt multe imaginile profetice care erau sădite în mintea poporului evreu. Și mai mult decât atât, ca să nu întind prea mult, aș vrea să merg la Zaharia 9:9, o profeție care ne arată exact lucrul care se întâmpla acum și care la care eram martori. Și ascultați ce spune prin glasul profetului Zaharia. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. De ce? Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar și continuă pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și acum ne întoarcem la ziua de florii, când Domnul Iisus vine spre Ierusalim. Dacă până aici Domnul Iisus a refuzat să accepte titulatura pe care oamenii ar fi vrut să-i o dea de împărat. În diferite ocazii vedem că oamenii ar fi vrut să-l ieie pe Iisus și să-l pună împărat. Păi cum să nu pui un împărat? Cum să nu-ți convină un împărat care te vindecă când ești bolnav, îți deschide ochii, îți însănătoșește picioarele, dar mai mult decât atât. Un împărat care atunci când ți-e foame îți dă să mănânci. Și tu nu trebuie să faci nimic decât să mergi să asculți de el. Este cineva care a refuzat un astfel de împărat? Eu cred că și astăzi mai sunt din ăștia care spun, eu am un Dumnezeu așa de mare care îmi dă mie de toate. Eu nu trebuie să fac nimic. Așa e, frate Tăță. Spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Din păcate, în lumea de astăzi vedem că sunt oameni cărora nu le place munca, dar le place să mănânce, din păcate. Domnul să-i vine cu cuvinteze și pe aceștia. Ideea este alta. Oamenii au vrut să-l pună împărat și Domnul Iisus de fiecare dată a evitat, a fugit, nici nu a acceptat măcar această titulatură. În schimb, iată că lucrurile se schimbă și acum, dintr-o dată, Domnul Iisus nu numai că acceptă, dar și vine exact în modul în care venea un împărat care trebuia să fie înscăunat. Adică vine călare pe măgar, pe mânzul unei măgărițe. Era intrarea triumfală pentru acel împărat care iubea poporul, pentru acel împărat care nu venea
cu vești triste, vești de război, vești de răzbunare. Erau împărați care erau puși și care veneau călare pe cai. Calul dintotdeauna arăta măreția, puterea, forța. Și erau împărați care au venit călare pe armăsari puternici, vrând să arate puterea lor, vrând să arate măreția lor și vrând să transmită un mesaj. Eu sunt cel puternic. Cine nu este cu mine este împotrivă și va fi nimicit. Acesta era mesajul pe care îl transmitea acei împărați care veneau călare pe cai și pe oști. Dar de data aceasta, iată că împăratul cerurilor vine și acceptă să vină în acest mod umil, smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. Nu este minunat lucrul acesta? V-am spus lucrul acesta ca să puteți să percepeți ideea și imaginea pe care o avea poporul evreu, nu poporul român. Pentru că noi ne uităm la ciobanul ăla care vine cu brânză, nu? La piață, măgărușul lui. Pentru poporul acesta care aștepta o izbăvire de sub robia romană. Pentru poporul acesta care era ancorat în profețiile pe care Dumnezeu le-a transmis în decursul vremurilor, lucrul acesta avea o însemnătate deosebită. Și bineînțeles că în drumul acesta spre Ierusalim apar câteva categorii de oameni. Apar ucenicii care erau cu Domnul Iisus, dar pe lângă ucenicii care erau cu Domnul Iisus, erau mulțimile, erau gloatele care veneau spre Ierusalim. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, în cultura mozaică erau trei sărbători la care toți evreii trebuiau să participe. Aveau undeva o obligație. Și această sărbătoare, Pesah, Paștere, cum spunem noi, era sărbătoarea în care ei trebuia să vină la Ierusalim, să se închine lui Dumnezeu. Era o perioadă când erau foarte mulți pelerini care veneau din toate colțurile țării, veneau și de pe diaspora. Și se îndreptau spre Ierusalim și aceștia toți întâlnindu-se cu Iisus, mergând spre Ierusalim în aceeași direcție, alaiul creștea. Oamenii vorbeau între ei și fiecare spunea, păi El este Iisus, El este profetul, El este Cel care a deschis ochii orbilor, El este Cel care a înviat morții, L-a înviat pe Lazar. Și probabil că Lazar ducea măgărușul lui Iisus spre Ierusalim ca o mărturie a puterii lui Dumnezeu asupra morții. Și oamenii se strângeau lângă El și mergeau cu El. Și spune Scriptura că atunci când au adus măgărușul, și-au dezbrăcat hainele și le-au pus pe el. Unii și-au dezbrăcat hainele și le-au pus jos să calce pe ele. De ce îți spun lucrul acesta? Pentru că tot în cultura vremii ați dat jos haina de pe tine să o pui în fața celui ce vine, înseamnă că eu mă dăruiesc ție. Eu sunt slujitorul tău, eu sunt robul tău. Aceasta era însemnătatea. Dacă puteți să prindeți ideea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că lucrurile nu s-au schimbat. Pentru că lucrurile au rămas aceleași. Și vine Domnul Iisus și mă uit la ceas și vine și aproape ajunge Domnul. Și eu nu mai termin. Pentru că privind spre cetate, vedem un paradox. O atmosferă plină de bucurie, o gloată măreață care venea după Iisus, venea cu Iisus, o gloată care striga, cânta, proslăvea pe Dumnezeu. Și deodată Iisus se oprește, privește spre cetate și plânge. Nu vi se pare paradoxal? Tot se bucură, tot se plin de veselie și El, împăratul, plânge. De ce? Pentru că într-o zi ca aceasta, la vulcan, Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă. Și vrea Dumnezeu să spună că încă mai plânge pentru tine. Încă mai plânge și pentru tine. Mai plânge și pentru mine. De ce? Și motivează Domnul Iisus și spune, o, de-ai fi cunoscut tu clipa cercetării tale.
Lucrul acesta mă face să înțeleg, dragii mei, că există un moment al cercetării lui Dumnezeu. Există un moment când Dumnezeu privește cu milă și îndurare spre mine. Dar vine o clipă, un moment, când această milă, această îndurare încetează. Și nu numai că încetează. Domnul Iisus continuă și spune, dar acum ea va fi ascunsă de tine. Dacă continui să te împietrești, dacă continui cu împietrirea inimii tale și cu satisfacerea poftelor tale, pentru că venind la biserică, de multe ori vii cu impresia și spui, eu sunt sfânt. Te întreb, cum ți-e haina? Ți-ai dat haina jos să calce Iisus pe ea? L-ai acceptat pe Iisus ca Domn suveran al vieții tale? Te-ai dezbrăcat de haina ta plină de mizerie ca să îmbraci haina neprihănirii pe care ți-o dă Fiul lui Dumnezeu? Sau încă spui, mai este timp, mai este loc. De ce acum? Mai târziu. Mai am ceva de rezolvat. Mai am câteva probleme de pus cap la cap. Și apoi voi vedea ce fac. Există o vreme a cercetării. Există o vreme în care Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi. Ne-am obișnuit cu ritualurile noastre. Ne-am obișnuit cu felul nostru de a veni și crede că plus și simplu venirea noastră în casa aceasta care se numește o casă de rugăciune ne dă dreptul să ne numim fii ai lui Dumnezeu. Fii ai lui Dumnezeu suntem dacă am dezbrăcat haina nelegiuirii noastre. Spune Domnul Iisus unei biserici, nu spune poporului și vreau să înțelegeți lucrul acesta. Spune, iată, eu stau la ușă și bat. Te întreb, bate Iisus la ușa inimii tale? I-ai deschis lui Iisus? I-ai deschis lui Iisus sau nu ai timp de Iisus? Hai să vedem în Apocalipsa. În capitolul 3. Hai să iau și capitolul 3 cu versetul 4. Eu trec fugitiv. Dumneavoastră faceți legătura acasă, da? E vorba de biserica din Sardes și spune așa, totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și aș putea spune, în loc de Sardes, totuși ai în Vulcan câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și spun lucrul acesta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, care spune că raportul acela al despărțirii este drastic de mare, este 50%. Din doi care vor fi într-un pat, unul va fi luat, altul vi lăsat. Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Și uitați-vă că proporția aceasta merge de 50%. Și atunci pot să spun că această proporție se aplică și bisericii locale. Te întreb, din care proporție faci parte? Privește în viața ta. Dar sunt unii în Sarde, sunt unii în Vulcan, care nu și-au mânjit hainele. Care și-au dat haina nelegiuirii jos și a pus-o înaintea lui Hristos pentru a îmbrăca haina neprihănirii pe care o va da în ziua aceea mielul glorios fie în numele lui binecuvântat. Versetul 5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i vei șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților Îngeri. Te întreb, ai dezbrăcat haina cu toate nelegiuirile? Și bineînțeles, în versetul 17 spune așa, pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Nu este minunat? Și motivează de ce? Ca să nu se vadă goliciunea, ca să ai doctorie pentru ochi. Dar ca să poți să îmbraci o astfel de haină, trebuie să o dezbraci pe cea pe care o ai. Haina răutății tale, haina nemulțumirii tale, haina răzvrătirii tale, haina, și vreau să puneți ce vreți, orice viciu care vă pasă. Pentru că astăzi, dați-mi voie să vă spun,
Este ziua cercetării. Slăviți să fie Domnul. Dacă sunteți aici, încă Dumnezeu te mai cercetează. Încă Dumnezeu vrea să-ți mai dea o șansă să îmbraci haina cea neprihănită, haina cea albă de insuțire. Vedeți? Clipa cercetării noastre este diferită. La unii, cercetarea vine printr-o binecuvântare. Și oamenii aceștia spun, sunt binecuvântat de Dumnezeu. M-a cercetat Dumnezeu, m-a ascultat Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze. Problema este că Dumnezeu, prin binecuvântarea care ți-o dă, îți vorbește ceva. Ai ascultat glasul lui Dumnezeu? Știi ce ți-a vorbit? Apostolul Pavel în Romani vine și spune, nu știți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă? La ce? Dar nu sunteți pocăiți. Nu strigă lumea după voi pocăiților. A? Nu strigă. Nu sunteți. Bunătatea, binecuvântarea pe care Dumnezeu mă dă, mă face să privesc la Dumnezeu cu respect, cu reverență, cu teamă și să-i mulțumesc că dacă sunt ceea ce sunt, nu sunt datorită abilităților mele, ci sunt datorită îndurării Lui. Dacă am ceea ce am, nu am pentru că am fost eu iscusind și deștept, ci pentru că El s-a îndurat de mine și a văzut că nu sunt în stare să duc povara sărăciei. Și a zis, Dumnezeu, îți dau, dar ai grijă, pentru că bunătatea mea te învață la pocăință. Apoi, bineînțeles că mai sunt și alte lucruri care, probabil că și în vremuri de necaz, de strâmtorare, am fi în stare să cârtim. Dar cred că Dumnezeu, dacă ne cercetează prin belșug, și am început prin belșug așa ca să dau o notă și o atmosferă mai plăcută. Pentru că știu că nu duceți lipsă de nimic. Mă uit la dumneavoastră, sunteți frumoși, îmbrăcați frumos, zi de sărbătoare, zâmbiți. Prea multă. Să aruncă tone de mâncare. Dar este binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru asta se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu. Este cercetarea lui Dumnezeu pentru România. România este scutită de multe probleme. Avem noi ochii deschiși să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar nouă ni se cuvine. În schimb, apar momente când Dumnezeu te încearcă și încearcă pe om și prin momente mai puțin plăcute. Mai puțin plăcute. Dacă în momente de belșug răspunzi cum răspunzi, câteodată uiți să dai cotizația. Câteodată uiți că ești membru în biserică. Dar nu contează asta, că sunt unii frați, Domnul să-i binecuvinteze, care dau zeciuiala. Domnul să vă binecuvinteze, să vă mulțească, fraților. Pentru că dacă n-ați fi voi, s-ar simți lipsurile și n-ar fi căldura asta. Poate că ar fi mai răcoare. Dar vin momentele de încercare. Vin momentele când spune că în zilele din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Oh! Doamne, cum se împlinește Scriptura. Ați văzut și noastre lucruri din astea? I-am văzut. În viața unora, mi s-au plâns unii. Mi-au spus unii, frate, nu mai știu ce să fac. Nu știu cum să le iau. Cum să le iei? Hai să spun cum să-ți iei, cum să le iei. Adică nu spun eu, spune Dumnezeu, prin cuvântul Lui. Pentru că în vremea cercetării tu trebuie să răspunzi. Cum răspunzi în clipa cercetării tale? Vedeți, noastră, noi avem impresia că momentul cercetării este ora 12, când eu trebuie să spun amin și să plec acasă. Nu. O să spun și după 12, la 1. Abia am început predica. Mai este mult. Am venit la cercetare. Vine la curățire, vine la autoritatea. Lui Hristos, pe ce face? Ne prinde seara. Bun, hai să vedem ce spune cercetarea în vreme de necaz. Apostolul Petru, 1 Petru, versetul 11, capitolul 2, versetul 11. Ascultați, pentru că sunt momente când comportamentul meu, indiferent
că sunt în belșug sau sărăcie. Vreau să ajung să fiu ca Pavel, să zic, m-am obișnuit să trăiesc și în bulgăție, și în belșug, dar și în sărăcie. Și în toate acestea, și într-una și într-alta, îi dau slavă lui Dumnezeu. Pentru că El merită toată slava. Și uitați-vă, în clipa cercetării, de care sunt răspunzător eu și fiecare dintre dumneavoastră, ce spune? Pe-a iubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Suntem străini și călători pe pământul acesta. Suntem cu toții conștienți. Am fost joi seara la un priveghi în Uricani și am rămas uimit, plăcut, impresionat, să văd că biserica, cu toate că e mai departe decât de la noi până la capela asta, trebuie să traverseze tot orașul ca să ajungă la capelă, a fost prezent acolo cu tineri, cu bătrâni, cu cântări, cu de toate. A fost o seară minunată, dacă putem spune, cu ghilimelele de rigoare, dar o seară în care am văzut dragostea bisericii pentru cel ce trece prin necaz. Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrurile acestea. Au fost oameni nepocăiți care s-au uitat, au rămas uimiți, au văzut că Dumnezeu lucrează, că sunt o familie unită, într-adevăr, în cântare, în rugăciune, în tot ce s-a făcut. Dumnezeu te cercetează și în astfel de momente. Și uitați ce spune acolo, pentru că suntem străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dar noi nu avem niciun război în casa noastră, în viața noastră. Nouă ne este permis totul. Noi putem face totul. Și chiar putem să ne și supărăm. Chiar putem și să fim bosunflați pe X și pe Y. Că ce? Hai să punem și versetul următor. Ce spune acolo? Să aveți o purtare după voia firii voastre. Nu spune așa? Nu? Dar cum spune? Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. De ce? Pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, ce să facă? Mai ziceți odată, vă rog frumos. Păi nu, dar n-a zis bine. Dați un pic mai de sus. Prin faptele pe care le văd, adică prin ce? Există o vreme a cercetării pentru semenul meu, pentru copilul meu, pentru vecinul meu, pentru colegul meu de muncă. Dar s-ar putea să treacă vremea cercetării și eu cu treaba mea și el cu treaba lui. Eu cu treaba mea ca părinte, copilul cu treaba lui ca și copil. Fiecare cu treaba lui. Sentința e una singură. Plecați de la mine, voi toți cei ce ați trăit frate legea. Vedeți cât de ușor ne putem înșela? Și ne derogăm de responsabilitatea noastră, chiar dacă cineva te acuză pe nedrept. Tu, prin faptele tale bune, trebuie să-L câștigi pe omul ăla pentru Hristos. Ca El, văzând faptele tale bune, în ziua cercetării, când Dumnezeu îl cercetează, să spună, eu vreau să am un Dumnezeu ca Dumnezeul lui Dan. Mărit să fie Domnul. Aceasta înseamnă ziua cercetării. Domnul Iisus a privit, s-a uitat și a plâns. O, dacă ai fi înțeles tu responsabilitatea ta pe care o ai pentru ziua cercetării. O, dacă ai fi înțeles. Mă rog ca Dumnezeu să lase mai departe harul Său peste poporul Său din Vulcan. Nu suntem perfecți, avem slăbiciuni, dar nădăjduim în harul care va fi adus. Iar până atunci, dorim să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să-i spunem Domnului, Doamne, ajută necredinței noastre. Pentru că dacă nu trăim ceea ce spunem, trăim pentru că avem o credință mică, avem o credință falsă. Credem că se poate și așa. Scriptura spune și cuvântul unei cântări spune, încerc pe flori, nu poți fi dus, când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, viața ei și-au dat. Tu ce dai pentru Iisus? Ce dai pentru Iisus? Știți ce se întâmplă? În zile din urmă apar foarte mulți oameni învățați. Toți sunt tobă de carte. Dar foarte puțini sunt cei care se smeresc, ascultători, gata de sacrificiu.
Tot timpul sunt răzvrătiți care vor zice, nu e așa, că e așa. Nu suntem chemați să ne contrazicem pe cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să-L împlinim. Și Apostolul Pavel spune atât de frumos, în lucrurile în care am căzut de acord, mergem împreună. Asupra lucrurilor în care nu suntem de acord, Dumnezeu ne va lumina. E despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea, nu eu singur, eu și casa mea, pentru că îmi înțeleg responsabilitatea să veghez asupra casei mele, pentru că ziua cercetării trece și în urmă rămân lacrimile lui Iisus. Amin. Haideți, ridicați picioare. Aș vrea să venim cu toți într-o rugăciune în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua cercetării sale. Așa cum am spus, nu suntem perfecți, avem slăbiciuni, dar slăvit și binecuvântat să fie Domnul, căci El ne acordă neprihănirea sa nouă. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Amin. Noi credem lucrul acesta. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru aceasta.